Cele mai multe cazuri sunt de cancer brohno-pulmonar, urmate de cele colorectale și cancerele mamare. În evidența oncologică sunt aproximativ 8500 de pacienți, iar lunar, în medie, câte 130 de botoșăneni sunt diagnosticați cu această boală. Lunar sunt luați în evidență între 100-130 de pacienți, astfel că în anul care a trecut au fost luați în evidență 1368 de persoane cu cancer. Cele mai frecvente cazuri de cancer sunt în următoarea ordine: cancer bronhopulmonar, cancer colonorectal și cancer mamar. Medicii oncologi spun că în ultimii 10 ani a crescut numărul de cazuri de cancer în rândul persoanelor cu vârste mai mici de 50 de ani. În ultima perioadă au fost mai multe cancere la persoanele tinere, persoane până în 50 de ani. Comparativ cu anii trecuți, probabil nici nu aveam, de exemplu, la cancer de prostată sub 60 de ani, nu aveam pacienți. Există și o creștere a pacienților tineri, a copiilor, însă pe aceștia îi luăm în evidență, dar sunt tratați în altă parte. Stresul, alimentația precară și viciile ne pot îmbolnăvi grav, dar mai sunt și factorii genetici. Eu consider că stresul ar fi principala cauză, pentru că aici clar se intervine și pe sistemul imunitar și... Precum și de abuzuri, fumat, alcool... Fumatul rămâne de bază, ca și rămâne factor important în apariția cancerului. Cancerele ORL, cancerele pulmonare. Proporția nu este chiar foarte mare, deci în evidență se iau undeva 100-140 de cazuri pe lună, iar decesele sunt sub 100. Sunt cazuri, dintre astea, poate jumătate dintre ele sunt cazuri diagnosticate cu ocazia decesului sau diagnosticate în stadii avansate. Medicii recomandă ca la primele semne de întrebare privind starea de sănătate, pacienții să se prezinte în principal la medicul de familie, care, dacă va fi cazul, va recomanda consultul de specialitate. Cu cât se acționează mai repede în cazul cancerului, cu atât rezultatele tratamentului sunt mai eficiente.